Merhaba! Salutare din Turcia! Noi acum suntem foarte aproape de granița cu Siria și astăzi vrem să vizităm un orășel foarte special. Încă mai aproape de granița cu Siria! Da, doar la câțiva kilometri și na, un pic avem niște temeri așa, nu știm cum o să fie acolo. Informațiile oficiale spun că e cam periculoasă zona asta, dar și noi tot și o să încercăm. Nu se recomandă deplasările în această zonă. Totuși este un loc turistic și presupunem că nu vor fi incidente și care va ne plăce. De aia ne luăm inima în dinți și cu tot curajul vom merge și sperăm să fie bine. Este un loc cu o istorie foarte bogată și foarte veche, dar haideți împreună să-l vizităm. Hello. How are you? Good. Thank you. Where are you from? Romania. Romania, come with us, no problem. Okay, this is like a museum or? Yes, museum. Is this like a paid entrance? What? Paid entrance? No, for you visit. You want to drink tea, also you want to tip, no problem. Also free for visit. Welcome to Harran. First, this house, my grandfather's house, before my grandfather staying here. Seven wife, 45 child, and now they don't people stay in this house because authority them coming here, and now in Harran people working in farmer, a rich man, they don't like old house like for modern house. Similar this house three country in Harran here, in Syria, Aleppo, in Italy, Alberobello. We have been there. We've been there, yes. The only 1 year's restoration for inside red soil, outside black soil, because for so much old, 300 years old this house, only 1 year's restoration. For making in conical, because for in winter little bit cold, for putting her fire and smoking and go to outside. Second, for rainy not coming inside when water got in outside for making in conical. This room, guest room, before in-house manager stay this room for drink Arabic cafe. Do you know Murra? Murra? Arabic cafe, similar espresso. Yes, no. This only before only for important man drink. Only not for poor man not drink. What's before your name, madam? What is your name? Luminita. Luminita. Where from? Luminita. Roma. Romania. Romania. Similar Romania. And how old is this house? The house 300 years old, but this for 5000 BC. For making this. You said that only for selling here, it's a scarf. If you want buy, not problem, only house, not problem. Not for selling. Okay. You say room house, isn't it? People come in visit for not ticket in here. For visit people, you give you tip. Your manager. Okay. Your friend in Harran. Old money. What's your name? Costi. Costi. Yes. My name is Mustafa. Nice to meet you. And this is the kitchen. Yeah. Making couscous. Big family. 45 child. So 45 child in three generations or? No, seven wife, 45 children. This is only one. Only one man for married. In here normally one wife for single in here. Two wife, three wife for married. One wife single in man in here. You come stay in here, you to marry three wife, 25 child. Wow. And this how much? I'm only for the 15. Moment, come. 5-0. 5-0. She's not speaking English perfect. Shahmeran. Snake girls, she say. Shahmeran, Turkish name. In Harran people also Arabic, but not original Arabic. Come in Iraq, in Harran means is for hot har. Summer coming here, or in outside 50 degree. For make in this house because this house summer time like cool, winter time hot. Very nice decorations here. I like. For house manager now. You have 25 child. You have two wife. Look mirror. It's cool. Look mirror.
acum, iar m-am îmbrăcat. This room animals room before for putting here animal for camel and horse for Victor making not dangers for coming in because for people and animals together stay. Mm-hmm. 22 room this room. Mm-hmm. Before not door in here. Uh-huh. Only one conical one room. My uncle before house manager and now dead. Mm-hmm. You have time in here, good place, but far, 45 km ago for Shoaib City, for 50 km for Prophet Jacob, are you know? Uh-huh. Jacob. Yes, yes. And what is the name of the city? Shoaib. Shoaib. Prophet Shoaib. It's in the north or what? For not Urfa, for in Harran here, uh-huh. 45 km. In the east or east. West? So much good. You have you been internet? You're right for Shoaib City and Somatar City. Somatar City before in here not Islamic. Mm-hmm. For in God, for in Sun. Mm-hmm. Is for find in here. Before my grandmother uh-huh. drinking coffee. Nice. I am in now people before coming here, pandemic not now. Uh-huh. In a pandemic not people too much tourists. Before so much coming Italy people because for similar Italy. Albert or stay in here for you go to different city. Uh-huh. You can stay here like sleep like in a hotel? In now yeah. Uh-huh. Yeah, in her have you been hotel if you want to stay in here? You mean like here or there's another place? You are you have modern like modern. You have old house. You mm-hmm. you think? And like in this house, how much is it per night? Amy, 100 for breakfast. For one people or both? 200 together. 200. Dinner mm-hmm. and breakfast you have. Mm-hmm. If you want, I show you old mosque for working, 200 meter in here. After done, come stay there. What is there? Old mosque, old university. Old for mosque. Working uh-huh, university. Uh-huh. Okay. If you want, I show you. Maybe we'll go after that. Yes. But in here not far, for 200 meter. Uh-huh, 200 meter. Because you are visit alone for so much child, for not good visit, for not for history you get mm-hmm. about. Mm-hmm. I am cheaper than guide, not expensive guide. Okay. Before in here, not electronic for we hot water. Put, locks, madam. Put in here mm-hmm. for 2 o'clock wait. Uh-huh. Cold. Mm-hmm. Do you have like a fireplace to warm up? Or put in here fire. Put in here. Uh-huh. And the ventilations. Aha. Păi pe ce focul nu pe casă? Și uite că e pe acolo e așa fum. Cum de care gir colonies? No, I know. It's too smell. Look at this sheepskin making iron. Aha. This. Iată acolo, da. For putting in yogurt, making iron. Mm-hmm. Skin. And for putting here. Milk? Similar milk and yogurt. Fermented milk. Yeah. Uh-huh. Okay, and then fire here or? Not fire. This is for water, for drinking. Modern hotel, uh-huh. Old hotel. This is old. Can you sleep here inside? Yeah. I didn't see beds where you can sleep. For in Arabic bed. Ah, oh. Yeah. Okay. Dorme jos. Iată și cămila cu care trăiau în casă. Vedeți? Mai și o grămadă de copii, ia priviți aici cum bat în geam și se aruncă peste noi și Doamne ferește ce fac! Deci îți stric toată experiența cu părere de rău.
Bine, am vrut să vă arăt Camila. Uite ce face, uite ce face. Deci tu știi, pe mine m-a supărat tare pentru că s-a aruncat mai în fața mașinii. Oh, oh my god, ce mai strigă. Ce-s de agresiv. Ia uite. Îmi șterg geamurile. Sunt foarte mulți copii ăștia care stau insistenți și destul de agresiv. Cer bani. Ia uite. Ia vezi, un lira. Nu, asta deamă-i pre din pre. Nu o să dau niciodată bani pentru așa ceva. Niciodată. Să-mi strici geamă, muș. N-ați mai strâșe. Dar uite ce mai bat. Aici este și un castel foarte interesant. Nu ne mai coborăm jos, că copiii ăștia chiar ne-au... Au tras de ușă din mers, vă dați seama. Trăgeau de uși. Să nu fi fost încuiate, clar că le deschidea, dar din mers. Deci asta e culme acum. Da, am citit că e închis acum. Deci care e istoria acestui castel? De fapt, castelul propriu zis care îl vedem noi acum a fost construit undeva în secolul 18-19, dar tot pe acest loc este legenda că profetul Avram cu soția lui Sara, când, adică și familia lui, când se îndreptau din Ur spre Canaan, țara promisă de Dumnezeu, s-au oprit aici în Haran și au trăit pentru vreo 15 ani în acest orășel. Pe atunci era un oraș mare, însă acum este un sătuc părăsit vai de el. Și deci au trăit anume în acest loc unde este acum castelul. Dar nu putem să-l vizităm deoarece din cauza ploilor s-a inundat castelul și a căzut pădeaua. E închis de 5 ani deja că e periculos, adică e riscul să se prăbușească. Da. E, acum e închis. Am văzut un om pe acolo, dar mă rog, cred că o să regardă cumva. Ia, dă omul și ăla acolo. N-am părăsit încă Haranul. Toți suntem aici, dar am venit să mâncăm. Deja este ora. Am vrut să vă povestesc un pic despre acest orășel, adică sătuc la moment, pentru că în antichitate era un oraș destul de mare la intersecția drumurilor, pentru că Haran așa și s-ar traduce la intersecția drumurilor dintre Mesopotamia și Anatolia. Și se presupune că ar avea 5.000 de ani undeva, deci a fost fondat undeva cu 3.000 de ani înainte de Hristos. Și este vestit prin aceea că pe aici a trecut profetul Avram cu soția lui Sara în călătoria lui din Ur spre Canaan, țara făgăduită de Dumnezeu. Și s-a oprit aici pentru mai mulți ani și a trăit în acest oraș. Dar orașul însă și este bogat cultural, fiind amplasată pe un traseu destul de comercial și este unicul oraș sătuc care și-a păstrat numele biblic timp de 4.000 de ani. Cine a citit Biblia a întâlnit acest nume de oraș, chiar în Biblie, se povestește despre el. În antichitate era un oraș foarte glorios, bogat, însă acum... Păreri de rău, este un sătuc părăsit și foarte sărat. Acum însă orașul este vestit pentru căsuțele cu acoperișuri conice, pe care de fapt le-am văzut și în Alberobello. Și ziceam atunci că sunt unici în lume, dar de fapt nu, mai este aici, sunt aceste case și în Siria, într-un orășel, nu departe de asta, apropo. Mai sunt așa case și deci la moment prin asta este foarte mult atras turismul aici. Însă, din câte ați văzut, experiența nu este cea mai frumoasă, deci ne-a lăsat cu un gust amar. Pe o parte îmi vine și plâng din cauza acestor copii că trăiesc în niște condiții foarte rele și sunt nevoiți, practic, să cerșească și să aibă așa comportament. Pe de altă parte, îmi pare rău pentru părinții lor că nu educă, nu nimic. Deci, la momentul ăsta trebuia să fie la școală, dar nu-s la școală. Deci, umblă cu cerșitul și nu încurajez chestia cu cerșitul și să le dăm bani pur și simplu. Deci nu încurajez chestia asta. Chiar dacă acum în pandemie se duc la școală part-time. Acum am venit la un restaurant să mâncăm. Asta este, cred că, cel mai luxos restaurant din Haran. Într-adevăr, e luxos. Scaune moi, frumoase. Aici în centru avem o masă foarte mare, rotundă. Asta pentru, așa, pentru întâlniri. Uite, zici, original la ei. Sau poate nunți. Eu zic poate nunți, da. Ceva evenimente mai în scurt.
Da. Și însă destul și, de frumos. Însă și acest restaurant este făcut într-un cort. Dacă nu greșesc, acesta este un cort din pânză, făcută din păr de capră, pentru că în zona asta e specific, aceste, sunt specifice aceste pânze. Și da, este un restaurant foarte mare, dar și foarte interesant, autentic. Și așa, la mijloc este iluminat frumos. Alte restaurante practic nu prea sunt, sunt doar așa mici cafenele unde... Care majoritatea sunt închise. Da, majoritatea sunt închise sau să este mâncare. Ai, uite, ne aduci și salata. This is free. Thank you. Thank you. A zis că e gratuit, chestia asta. Deci aici avem, ca de obicei, din partea casei, avem un fel de sos de roșii cu mărar, ardei, chili și lămâie, cred că aici deja avem salată tradițională din roșii și castraveți și aici avem un amestec din iogurt cu, cred că bulgur, nu bulgur, cu orz, ovăz. E acrișor, da? Nici nu e din gustat. Iogurt. Da, e acrișor. Deodată credeam că e lapte cu orez dulce, dar eu tot așa am crezut. Dar nu, e ceva orz cu iogurt, așa îmi pare. Orașelul acesta, Haran, se află la doar câțiva kilometri de Siria. Da, și nu se recomandă călătoriile în această zonă, de fapt. În afară de copiii ăștia care ne-au asaltat, n-am întâlnit niciun pericol. Dar, de fapt, suntem abia de o oră, două aici, așa că nu puteam să spunem mai mult. Și da, e aproape de Siria și aici se vorbește limba arabă. Preponderent araba se vorbește, dar și turca. Mai întâlnești pe cineva care vorbește engleză pentru că a început să devină turistic. Aici femeile deci, se poartă practic fix ca femeile arabe, îmbrăcate, acoperite, au haine colorate, foarte colorate și strălucitoare. Și bărbații la fel au capurile acoperite cu așa o eșarfă tipică, tradițională, cum și-a luat și Costi de fapt. Și cu o chestie de aia care ține pe cap și mai au și așa un fel de vestă lungă, nu știu cum se numesc, parcă un kimono. Deci, cât mai la est, e tot mai diferită Turcia de vest. Deci, e o experiență aparte. Da, într-adevăr, partea asta e foarte diferită și așa ți inspiră o neîncredere oarecare, da. Dar dacă ai setată mintea așa mai relaxată, cred că e ok, că nu poate să se întâmple nimic, de fapt, n-are ce se întâmpla. Oamenii nu par neprietenoși, din potrivă, sunt destul de ok, adică așa, dar dacă cauți probleme și începi să, cred că, să fii agresiv, clar că așa vei primi. Da, oamenii sunt destul de respectuoși. Acolo la muzeul ăla Haran este o casă practică a unui om. Intrarea este gratuită, dar era o persoană care știa destul de ok limba engleză și a început să ne explice. N-a cerut nimic bani, noi în final i-am dat acolo niște bani, așa ca niște tipsuri, mă rog, și normal că ne-au explicat, da, ne-au acordat timp. Au încercat clar lucru să ne mai duc la restaurant, nu știu unde, acolo, să mai vândă chestii, dar, mă rog, asta e ceva normal. Și, dar noi am refuzat oricum și am dat niște tipsuri și am plecat, am venit de sine stătător la restaurant. Cred că tot pe asta ne-l recomanda, pentru că în zonă am umblat cu mașina, am înconjurat orașul și altceva decât ăsta n-am găsit. Poate mai duce el altul, mai e așa, mai dubios. Da, pentru că am văzut multe din astea micuțe, majoritatea închise sau nu păreau curate, deci așa. Mi-a adus mâncărica, am comandat patlăgeani kebab, nu, îmi place foarte mult patlăgeani kebab din Turcia. Da. Dacă am înțeles corect, bine. Costă 30 de lire porția, destul de ieftin. Cred că cel mai ieftin am dat pe... Cel mai ieftin îmi pare, nu, pe patlăgeani kebab mai puțin 30 n-am plătit niciodată, dar nici 30 n-am plătit, 40 cam era. Da, 35, 40, chiar și 45 dacă nu mai greșesc că a fost. Dar ce aromă, neam, neam, neam!
Deci, iată aici ne-am petrecut noi noaptea. A fost o noapte liniștită, doar că dimineața a fost un băiat pe călare pe măgar și a fost un pic cam agresiv, așa, nu știu, mi s-a părut nou bătut în ușă, prin fereastră. Dar au plecat până la sfârșit. Aici oamenii sunt un pic mai sălbatici, așa, după câte am observat. Suntem lângă un loc foarte special unde mergem chiar acum. Îl vedeți deja în următorul vlog, dar să nu ratați, deoarece într-adevăr este un loc foarte, foarte interesant.